Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri și alaltă ieri, deoarece nu am făcut vlog, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, vă îmbrățișez cu drag, a voastră Pandele Laura. Și acum să începem. Ce vedem, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii? Vedem alaltăieri în emisiune, Xenia se crede femeia fatală și sugerează că George a căutat-o pe ea în club pentru că o place. Din punctul meu de vedere, această Xenia ne arată cât de falsă poate să fie, ea considerând că este femeia fatală și că toți bărbații, când o văd, leșină. Xenia, vreau să-ți spun un lucru. Ți-au murit lăudători. De ce te crezi atât de frumoasă și de ce te crezi atât de bună în condițiile în care, mie una, cel puțin, mi-ai demonstrat că ești foarte falsă? Să fac un mic rezumat la ceea ce ai făcut tu în emisiune. Tu te-ai cuplat de urgență cu Radu ca să nu mai fi propusă la eliminare. Dar s-a văzut cu ochiul liber și nu doar eu am constatat acest lucru, că tu n-ai nimic pentru Radu. Ochii tăi sunt pentru orice alt bărbat, mai puțin pentru Radu. Tu crezi că toți bărbații se uită la tine. Dacă țin cont și de ce s-a postat pe grupuri că te-ai fi întâlnit cu Andrei, lasă-mă să cred, dragii mei telespectatori, îmi cer scuze că o fi, că nu o fi adevărat, dar după atitudinea ei tind să cred că este adevărat că s-a întâlnit și cu Andrei. De ce vă spun lucrul ăsta? Ea v-am spus că vorbește foarte mult cu Marinescu Marian, cel care a dat acele vocale între el și Nicolas, între el și Andrei. Știm destul de bine că acest Marinescu, Marian, este un om foarte perfid. Nu pot să-l numesc bărbat. El a atras concurenții într-o capcană, i-a înregistrat, după care a dat în online acele vocale discuții între bărbați. De aici ne spune ce fel de om este acest Marinescu. Iar Xenia, ce face? Vorbește cu astfel de bărbat. Ea spunând, Xenia, chiar ieri în emisiune, spune că se deschide foarte greu în fața oamenilor. Păi, mai fetiță, iar minți. Păi cum te deschizi tu atât de greu în condițiile în care tu vorbești cu acest Marinescu care vorbește foarte urât? Chiar am un vocal pentru că m-a contactat pe mine, iar să nu mai vorbesc de tine. Dar nu știu cine se crede ăsta, Marinescu ăsta. Crede că îmi închide mie gura? Ferească Dumnezeu! Tot n-a înțeles că eu vorbesc de toți ceea ce nu-mi place. Eu nu sunt fanatică. Că ai reușit tu să îl faci pe acest Marinescu să stea la picioare, este problema voastră. Dar eu am să vorbesc ceea ce văd la voi. Nimeni nu va închide gura. Și ce îmi spune acest Marinescu? Dacă vă veți uita pe celelalte vloguri, la comentarii, el, terminația lui e te pup jos. Păi măi, fetiță, măi elevat-o. Măi, asta care îți plac cluburile. Cum poți tu să vorbești cu un astfel de bărbat, în ghilimele, care are un vocabular de cea mai joasă speță, decât dacă și tu ești la fel? Scuză-mă pe mine, că nu te-am văzut, de când te cunosc pe, din emisiune, nu te-am văzut să ai o discuție mai citită, mai elevată și un comportament de ceea ce vrei tu să pari. Pari o infirmieră de copii, ușor, cu probleme, cu vicii, și pozezi în fata cu minte. Atâta timp cât te asociezi cu astfel de bărbați, nu pot să cred decât
că ești la fel ca ei. Nu există, vă dau cuvântul meu de onoare și eu am fost tânără. Orice băiat venea în grupul nostru și se adresa cu fă, doar cu fă, unei fete, nu mie personal, acel băiat nu mai făcea parte din anturajul meu. De ce? Că mă respect prea mult. Iar tu să vorbești, că o să dau vocalul, cum vorbește acest bădăran, acest mitocan, ținând cont că are 33 de ani și că am fată de aproape 30 de ani. Să vedeți cu ce fel de bărbați vorbește Xenia zi de zi și acest bărbat spune ce se întâmplă în casă. Și atunci mă duc cu gândul că Xenia îi dă informații din casă? Pentru că acest Marinescu știe tot ce se întâmplă în casă. Așa că, doamna Mantea, doamna Luminița, acum n-am vrut să vă arăt dovezi concrete cu cine vorbește Xenia. Am vrut să fie de bun simț și să înțeleagă să se dea la o parte. Dacă veți da firul înapoi, eu prima dată îi avertizez. Și dacă nu se potolesc, atunci marșez pe caracterul lor ca să vadă toată lumea ce fel de persoane sunt. Imediat voi da și vocalele cu acel băiat să vedeți hal de vocabular ce are acest Marinescu Marian. Nu este Marinescu din celelalte sezoane, din Puterea Dragostei. E un Marinescu sub un nume fals. Nu este Marinescu din Puterea Dragostei, pentru cei care nu știu. Și voi da vocalele, le voi posta și pe Instagram. Nu știu sigur dacă pot vocalele, dar voi arăta lumii întregi cu cine vorbește Xenia și ce fel de femeie e, atâta timp cât vorbește zi de zi cu acest bărbat. De aici atrageți dumneavoastră concluziile. Mie poate să-mi spună acum oricine, orice despre Xenia. Deja mi-am dat seama ce hram poartă această Xenia. Că este foarte falsă, foarte mincinoasă, că s-a legat de Radu, s-a agățat de Radu să facă cuplu doar ca să nu fie eliminată, pentru că trage cu dinții de această emisiune că nu mai vrea să ajungă infirmieră de copii. Și ceea ce a spus ea, că se deschide foarte greu, acum o voi combate eu cu ce fel de oameni se deschide ea foarte repede și cu cine vorbește ea foarte, foarte mult. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Nicoleta este deranjată, că este băgată în discuție, în discuția pe care a adus-o Xenia, lăudându-se că George, dar n-a, a uitat să menționeze că s-a întâlnit și cu Andrei, din spusele telespectatorilor, că de ce o bagă pe ea în discuții? Păi măi, Nicoleta, atâta timp cât nu vrei să fii băgată în discuții, nu vorbești. Simplu. E normal din moment ce ai spus că și tu ai auzit-o pe Xenia ca Maria să te întrebe și să-i validezi întrebarea. Că și tu știi. Nicoleta, din punctul meu de vedere, tu ești genul ăla de femeie, eu nu vreau să mă bag, dar vreau să spun ceva de gen. Așa că tu ești foarte deranjată că ți se strică imaginea. Păi, draga mea, din acțiunile tale îți strici tu imaginea, nu noi telespectatorii, că voi aveți o problemă, că noi telespectatorii vă dăm hate. Și tu și Sorin, că am văzut că a făcut și ăla, Dita mai apelul. Și Radu la fel. Dar acum le voi arăta eu tuturor ce fel de oameni sunteți și ceea ce vreți să voi să faceți. Păi dacă nu vreți hate, comportați-vă ca atare. Scuzați-mă, știți destul de bine că sunt foarte, foarte răcită. Așa că, Nicoleta, din punctul meu de vedere, vrei să te dai ceea ce nu ești. Și tu te bagi în discuții, după care ești deranjată că ți se strică imaginea. Tu singură ți-o strici. Ce mai vedem? Că Xenia, asta cu minte, începe și o înjură pe Maria și spune că dacă ar fi stat cu Maria în cameră, ar fi înjurat-o toată ziua. Păi unde ești, măi, fata aia elevată? Ai prins rădăcină în emisiune și acum arunci tot din tine și arăți tuturor fața
pe care o ai, de fapt caracterul tău de joasă speță. Este o vorbă, Xenia, spune-mi cu cine umbli ca să-ți spun cine ești. Asta ești tu. Atâta timp cât tu vorbești zi de zi cu Marinescu și dai informații din casă, pentru mine ești un nimic. Simplu. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, că Sorin aduce în discuție fostele relații. Asta, mai mult ca sigur, în urma postărilor referitor la Petru. Bineînțeles că el acum a dat o putentă, că a vorbit doar 2 săptămâni, dar cine ne garantează, cum a spus Lavinia, că este adevărat ce spune Sorin? Noi văzând că el în emisiune a fost foarte fals și foarte pregătit pentru a o aștepta pe Nicoleta și că s-au potrivit, chiar ăsta a fost subiectul pe care l-am abordat la cuplul ăsta, că am spus nu se poate, ceva se întâmplă, se potrivesc prea mult, prea repede, într-o săptămână s-au și pupat, s-au și iubit, nu e cusută cu ața albă. Păi stau și mă gândesc, toți care s-au cunoscut în această emisiune au avut cel puțin un clinci, cel puțin o contradicție, pe când ăștia doi nu. Și nu uitați de mesajul și de comentariu pe care l-am primit cu: băi nene, se cunosc de afară, au cunoștințe și rude împreună, comune. Păi era normal să mi se aprindă beculețul și să spun: măi frate, stați puțin, dacă toți telespectatorii ne gândim, primul an de căsnicie, la toți a fost de acomodare, au fost certuri. Eu personal, chiar dacă am atâția ani și îmi divinizez soțul, nu că îl iubesc, îl divinizez, respir prin el și el prin mine. Și primul an a fost greu. Când mă auzeați, eu plec la mama. Până ne-am acomodat, până ne-am cunoscut, dar la ăștia, nu. Sorin poate să facă orice, că marioneta de Nicoleta îl acceptă, chiar dacă ea plânge și se dă cu capul de pereți, el respectă regulile, nu care cumva să fie eliminat, și atunci, scuzați-mă pe mine, păi mi-aduc aminte, dragii mei telespectatori, de Ștefan și Viorela, care și acum sunt împreună. Aduceți-vă aminte câte certuri aveau ei în casă din cauza lui Mădălin și din cauza Viorelei, că îi se părea lui Ștefan tot felul de chestii. Aia a fost dragoste, iar la ăștia au venit cu temele de acasă, noi suntem cuplu perfect, ne iubim, ne însurăm, facem copii, avem apartament. Păi poate să am ciungă în păr, să nu-mi pun o întrebare: mă, dar de unde potriveala asta, că nu există? Nu există potriveala asta, că acum o să vă certați, că vă deschid capul, că bate la ochi ceea ce faceți voi, teatrul ăsta de 2 lei, și de ce n-aș crede eu pe Petra, pe Larisa, că nu o cunosc pe Petra, că a spus, a lăsat-o și Petra știe că vine în emisiune pentru faimă și pentru bani, iar după emisiune se întoarce la ea și oficializează relația. Știți destul de bine că am pus acele comentarii pe story la vremea respectivă. De ce l-aș crede pe Sorin, care Sorin a mințit poliția de față cu toată lumea? Care Sorin minte la adresa mea că am spus eu că sunt veri? Nu este adevărat! N-am spus niciodată. Arătați-mi și mie momentul, secunda când eu am spus că ei sunt veri. Și atunci de ce l-aș crede eu pe Sorin? Nu-l cred. Iar acum văd, mai nou, că săptămâna asta, ieri, ia banii pentru cel mai plăcut concurent din casă, cel mai plăcut de telespectatori. Dați-mi voie să nu cred lucrul acesta. De ce? Vă spun concret și luați-o dumneavoastră logic. Păi toți concurenții au peste 400 și ceva de telespectatori pe live-urile lor, în schimb ăsta are, de când, că avea și el, avea, de când lumea, telespectatorii i-au văzut caracterul, mai are și el 170 și printre care și ăia nu-l suportă și îmi trimit mie ceea ce vorbește acest Sorin care este miezul și nu mai e nimeni ca el. Păi cum facem? Cum este plăcut
de public atâta timp cât el nu mai are telespectator pe live-urile lui personal. Uitați-vă la Larisa, la Ionuț, la Emanuel, la toți. Au peste 400. Și ăsta? Așa, Doamne, dar săptămâna trecută a început Nicoleta să plângă. Și el era nervos că au fost propuși la eliminare și ia uite cum a venit și l-au plăcut telespectatorii peste noapte. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Doamna Mantea este cu sută coață albă. Vă spun concret. Și cum băteți-mă în lucrurile astea. Atâta timp cât el nu mai are oameni pe live-ul lui personal, cum este plăcut de public? Sunt câteva fanatice, gen Mihaela Chirteșiu, care face postări de zici că sunt ode pentru Ceaușescu și Elena, că e cel mai bun și cel... Cum e posibil să iasă individul ăsta care a făcut o femeie jeg, care a spus că îi împletește părul, vezi, Doamne, în ghilimele, că o ia la bătaie dacă se atinge de Nicoleta, care trece pe lângă filtru de poliție ca un mare infractor și este plăcut de public? Oare chiar așa josnică societate avem să ridicăm la rang de artă niște impostori care avem certitudinea 90% că minte, că ne-a mințit pe noi în față, pe noi, telespectatorii, pe mine, că am spus eu că sunt veri, că a mințit poliția și a trecut cu o nonșalanță și ceva de speriat. Pe mine m-a speriat în momentele alea când l-am văzut cum a trecut pe lângă un filtru de poliție. Păi pe noi ne întinde de pe pâine acest Sorin, care odată muncește cu cârca, odată e bogat de nu mai știe pe unde să-și pună bani. Ferească Dumnezeu! Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea în comentarii dacă credeți că Sorin merita să fie favoritul publicului și dacă credeți că el a fost atât de votat decât ceilalți din casă. Da, este corect ca toată lumea săptămânal să fie care a acționat mai mult și care a fost mai vocal și a avut ceva de spus în emisiune de bun augur să ia premiul. Dar acum să ridicăm la rang de artă un mitocan care a spus că e jeg o femeie și își cere scuze și mai spune că își primește hate. Dar v-ați pus întrebarea, dragii mei concurenți, de ce v-ați primit hate? Ați fost voi buni și frumoși și educați și noi, telespectatorii, am venit așa și am dat cu voi. Păi haideți să vă dau un exemplu. Ce face acest Radu care era foarte deranjat că cineva i-a făcut mama în nu știu ce fel? Păi haideți să vedem cum vorbește Radu. Că am făcut rost. E că vede cinesc, că vede că nu-i bagi în seamă când vorbesc frumos. Se vede acum când aude Laura că e zis să-ți mănânce unghiile ce face cu tine. Abia aștept. S-o pe Laura într-un nou vlog. Terminatule. Fute sar câinii în gura ta de prostitoată. Mioara, mulțumesc mult. Păi cum este, dragii mei telespectatori? Ei au voie să ne înjure pe noi, să ne facă prostituate, iar noi când venim și le dăm replică, se supără. Că ei sunt într-o emisiune. Păi arătați, măi, caracter frumos ca să fiți lăudați. Păi voi vreți să ne înjurați și după vă supărați că vă primiți hate? Dar de ce nu și-au primit hate și ceilalți concurenți care au fost fără număr? Nu și-au primit hate pentru că au dat dovadă că sunt educați. Nu ca voi. Noi în momentul când venim și vă spunem că sunteți falși din cauza faptelor voastre, vă deranjați că voi nu vreți să fiți prinși cu minciuna. Sorin, când îi spui că este fals și că relația lui este trasă de păr și eu gândesc că este de afară pregătită, se înroșește, se face caracu și aruncă foc pe nări. Ăsta la alt Radu, la fel, în momentul când îi spui că este fals, începe să se văicărească că dăm familia lui, dar familia lui, sora lui, vorbea prost la adresa mea, măi femeie, acum ia-te și de mine.
Păi și atunci când noi telespectatorii, dar nu trebuie să vă spun doar eu, că văd telespectatorii și atunci ei concluzionează care cum au dreptate și normal că voi cădeți în plasă. Și voi, tot voi țipați, tot voi vă comportați urât în emisiune și tot voi vă supărați, mă. Tot voi vă supărați pe noi. A, dacă făceați fapte numai frumoase și noi veneam și vă criticam, aveați voi perfectă dreptate. Dar voi nu înțelegeți că noi prima dată spunem că nu este frumos ceea ce faceți, după care voi vă revoltați și începeți să ne atacați. Și atunci sunt telespectatori care vă dă și replică mai puțin plăcută. Dar cam asta e. Nu este frumos să înjurăm, să dăm de familii, nu este frumos să ne coborâm și noi la nivelul lor. Dar sunt momente când te aduc la disperare. Pentru că au o aroganță, vedetele astea de peste noapte, în momentul când intri pe live, fapt ce a făcut acest Radu, a făcut-o pe fetița aia, copila aia, femeia aia, cine o fi fost, prostituată și că face ceva în gâtul ei. Să-ți fie rușine de bădăran, de pământ în cap, de caracter, de coada vaci. Ce crezi? Nu sunt jigniri. Sunt constatări. Dacă te duce cap. Că dacă te fac deștept, nu te jignesc. Dar comportamentul tău mă duce cu gândul că acolo ai rămas, la nivelul ăla. Așa că nu vă mai victimizați și așteptați-vă să vă primiți hate și laudă după comportamentul vostru. Acolo este problema. Nu mai rezolvați efectul, căutați cauza. De ce s-a ajuns să primim hate? Oare nu suntem noi de vină? Să vă fie rușine. Și acum, dragii mei telespectatori, că v-am promis că o să vă arăt și cu ce fel de oameni vorbește Xenia, vă arăt imediat ce limbaj are acest individ. Nu știu ce vi se pare așa exacerbat. Suntem prieteni, suntem doi oameni, vorbim lucruri relevante din viața de zi cu zi. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Dacă eu vorbesc cu ea, asta, nu știu, ce insinuează? Că o fut sau că aș avea ceva cu ea? Haideți, doamnă. Ca să vedeți cu ce fel de bărbați vorbește Xenia. Să-ți fie rușine, Xenia. Ce ați auzit dumneavoastră este acel Marinescu Marian, nume de scenă, că nu este el, Marinescu Marian. Eu v-am spus că îl suspectez ca fiind Culise. Dacă veți lua vocea lui Culise TV și vocea respectivului, nu știu, eu așa cred că este Culise TV. Cel care îl, doamna Mantea știe, care zăpăcea pe toți concurenții din Puterea Dragostei. Și majoritatea telespectatorilor îl cunosc pe cel de care fac vorbire. Culise TV, faceți și dumneavoastră diferențe între voci și vedeți dacă se aseamănă și dacă se aseamănă, lăsați-mi și mie în comentarii, da, e Culise TV sau nu cred că este Culise TV acest Marinescu Marian. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem Kinga. Altă mincinoasă, altă falsă. Acum spune Kinga că ea nu a vrut să se declare cuplu în emisiune cu Nicolas, că nu-l suporta familia ei biologică, nu fosta soacră. Eu cred că fosta soacră. Dar în sfârșit, haideți să o luăm așa. Nu știu dacă este adevărat, nu știu dacă mă înșel, dar eu mi-aduc aminte că vroia ceva de genul să meargă la ea acasă, la părinții ei cu el. Nu știu dacă mă înșel. Poate confund. Dar este inadmisibil și cred că fetița asta ne crede prea proști. Păi cum adică? Stai cu el în emisiune, vorbești cu el, toată casa știe, toți știm că ești într-o relație, dar tu nu vrei să te declari cuplu. Păi măi, fată, știi cum faci tu? Eu nu vreau să mă cunun la starea civilă, dar trăiesc în concubinaj. Cam asta erai tu. Așa că, Kinga, scuză-mă pe mine, dar ai dat-o în prostie, dar de fapt ăsta ți-e caracterul. Asta ți-e gândirea, ăsta ți-e nivelul de percepție a lucrurilor.
Așa că, Kinga, mai bine tăcei și împărătea să rămâneai. Sincer. Deci nu se poate să spui scuza asta ținând cont că tu erai toată un zâmbet și că îl vroiai pe Nicolas. Ferească Dumnezeu câtă parșivitate și în tine. Dar ce mi-ar plăcea să-i aducă înapoi și pe Nicolas și pe Andrei. Chiar vă rog frumos, doamna Mantea, staful, stați și gândiți-vă că deja emisiunea o ia în jos pentru că se vede foarte multă falsitate și urmează și Mireasa și tare aș vrea să văd ăștia doi care au fost corecți, care au fost foarte reali și nu falși, să vedem cum ar acționa ceilalți. Că acum Sorin văd că dă din toate părțile că Nicolas n-a fost bun, că Andrei n-a fost bun. De ce? Că simțea un pericol la adresa lor. Pentru că erau foarte spontani și foarte reali, nu falși, nu gândeau pașii cum îi gândește acest Sorin. Și de asta și scoate în evidență că ei au fost răi. Dar ce să vezi, Sorin, mai sunt și oameni înțelepți care îți văd parcivitatea și frustrarea și frica de a pierde și de a fi eliminat din această emisiune. Se citește pe fața ta de cum deschizi gura. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori? George și cu Maria. George și cu Maria, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu este reclamă la minciună și prostie față de telespectatori. Acești doi cred că păcălesc pe toată lumea cu stările ei. Măi, Maria, tu în loc de meșe ți-ai luat pisică? Că te-am văzut că tot timpul tu ai văzut când pune cineva o pisică, o mângâie. Tu mângâi pletele alea. Mă, urâte sunt. Pe cuvântul meu de onoare, tu, prin prestanța ta cu acea coamă, faci de râs toate femeile care folosesc coamă și extensii. Mă, nu faci cinste, măi, nu mai vă puneți accesorii pe care nu știți să le purtați. Că devii o țărancă, sincer. Deci când te vede omul, tu ești cu mâna în păr. Zici că mângâi pisica. Ți-ai pus pisica în păr și eu nu știu. Ferească Dumnezeu câte țărănisme poți să ai în tine. Și am văzut că și Larisa, las-o, Doamne, iartă-mă, vă puneți coama aia. Mai sunt la copilele astea mici, am văzut, roz, verde, albastră. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Și văd atâta falsitate și în George. Maria se scremea să plângă că George este în față. Își căuta lacrimile și nasul și se uita să vadă. Și cred că în sine ei spune, unde dracu sunteți, mă, de nu apăriți? Vai de tine, Maria, cât de falsă ești. Nu știu, fetiță, ce cauți acolo. Ți-am spus că tu ești caz social. Te țin acolo ca să mai trimiți tu bani la mama și la soră și să-ți mai ții tu pisică în păr. Ferească Dumnezeu câtă falsitate. Și pe George la fel. George e în cuplu cu tine, dar în schimb seara iese afară la femei. Păi câtă prostie, mă. Măi, voi chiar n-aveți bun simț. Voi vreți să mâncați gratis tare de tot. La voi foame lucie. Ferească Dumnezeu, doamna Mantea, cum puteți să mergeți cu astfel de concurenți și să riscați să spuneți că sunt cupluri când se vede cu ochiul liber? Să înțeleg că vă lăsați păcălită de astfel de copii? Păi ne schimbăm părerea despre dumneavoastră, scuzați-mă pe mine. Eu știu de dumneavoastră că aveți spiritul ăla de observație. Chiar nu vedeți că sunt falși? Chiar nu vedeți că stau doar ca să mănânce gratis? Și să aibă bani la buzunar că nu le place munca? Ne mințiți cu televizorul? Sincer, vă pierdeți toți telespectatorii în curând. Am înțeles că astăzi începe Mireasa. Că deja sunt foarte mulți telespectatori care nu se mai uită. Că a văzut Sorin un fals, un disperat după bani, Nicoleta la fel, acum George și cu Maria. Deci ăștia, decât să plece George din emisiune, dai într-unul țipă nouă. Cam așa vine. Țipă și Sorin și Nicoleta și Maria. De ce? Că li se sparge gașca.
ferească Dumnezeu. Doamna Mantea, ce faceți în emisiunea asta? Ce faceți? Că deja s-au plictisit telespectatorii de falsitate. Și faptul că ați premiat un mitocan care a înjurat o femeie, care a spus că e un jeg, care a spus că nici de animal de companie nu este bună și îl premiați în următoarea săptămână. Dislike. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, nu uitați să menționați în comentarii dacă vi se pare corect și etic și deontologic ca astfel de bădăran de mitocan să fie premiat și scos ca favoritul publicului. Nu este adevărat. Nu mai este plăcut decât de niște susținătoare fanatice precum Mihaela Chirteșiu, care îi face odeca lui Ceaușescu și Elenei Ceaușescu. Așa că, dragii mei telespectatori, mai erau multe de spus, dar nu mai ține programul. Și, din punctul meu de vedere, Nicoleta este foarte falsă, vrea să pozeze în fata perfectă și vrea, am văzut că e foarte dușmănoasă, l-a votat la eliminare pe Emanuel, că a ținut ea cont că a scos-o în față, iar acest mitocan, după ce a înjurat-o, după ce că a făcut-o de două pareale, o mai scoate și în față. De ce? Că sunteți dușmănoși, că vă răzbunați, că știți că Bianca este omul asumat care vă spune în față. Eu pe Bianca nu am plăcut-o în relația cu Adrian, că a fost sub orice critică Bianca. Dar acum Bianca a reușit să scoată în evidență ce caracter josnic are acest Sorin. Și inclusiv Nicoleta. Nicoleta acum nu mai ți-era frică de Maria când țipa pe tine, că ai vrut-o pe Maria în cameră, iar de Bianca te-ai speriat că a trântit o ușă, ca să vedeți cât de falși sunteți. Dar de fapt o ai vrut-o pe Maria ca să complotați toți patru, să faceți materiale, dar nu te duce căpățâna, fetiță. Să vă susțineți unul pe altul, toți patru. Asta e. Dragii mei telespectatori, se termină programul, trebuie să-mi iau la revedere de la dumneavoastră. Ne vedem mâine la următorul vlog. La revedere, o săptămână minunată tuturor!